Sorana și Mihai urmează să se căsătorească. Mai pot! Hai că mai poți, nu vrei să-ți vină bine rochia de mireasă? Hai! Chiar crezi că nu o să intru în rochie? Ha, că glumeam, ce ai? Am vrut să te motivez puțin. Pentru tine, pentru mama. Mama n-ar accepta niciodată bani de la tine. Până la urmă, cine mai pomenit de vreo mireasă să se ocupe de nunta? Sorana, stai un pic, nu e așa, Sorana. Uneori se comportă de parcă sunt un invitat la nunta mea sau un scaun, o față de masă și nu e prima oară. Băiatul ăsta ți-a dat casă, ți-a dat de lucru și vrea să se mărite cu tine. Eu nu știu ce mai vrei. Refuz. Refuz să ajung la fel ca ea. Din păcate, un eveniment neprevăzut tulbură liniștea Soranei. Ce faci? La drumul! Era unul din boschetarii de lângă parc, nu? Da. Are antecedente. A fost prins lângă parc. Sunt sigur, nu e el. În fine, vreau să te rog ceva. De ce mi-a cerut să-i trimit fotografiile mamei? Și Sorana își regăsește tatăl pe care îl credea mort. E, uite că n-am să te las, am să mă țin după tine până în pânzele albe, pentru că vreau să știu cum ai înviat din mort. Vreau să înțeleg de ce ai mințit pe toată lumea. Și ce propui efectiv? Să-l ajutăm. Totul o să fie bine. O să am eu grijă. A plecat pe ușa aia și dus a fost. Nu s-a mai întors. În ciuda avertismentelor mamei sale, Sorana își ajută tatăl să se pună pe picioare. Prefă-te că ai treabă. Și astea la fel? Au căzut de pe umeraș și astea? De ce ai plecat și ai lăsat să se aleagă praful de tot? Stai că tu era un bețiv și un curbat. Vrea să-și trăiască viața. Așa că l-am lăsat să-și trăiască viața. Dacă-ți pleacă, cu ce ai văzut? Ce s-a întâmplat aici? Numai că o faptă bună se pare că niciodată nu rămâne nepedepsită. Da, nu mai am chef de niciun moment. Cum poți să crezi că am făcut așa ceva? Oamenii nu se schimbă niciodată. Se înrăiesc și adună în ei până explodează. Mihai nu e cine crezi tu.